Bună ziua, vă salut, dragi prieteni. Suntem din nou în Italia, cum v-am obișnuit. Și de obicei treceam pe lângă un magazin din ăsta de vechituri, Mercatino, cum le zic ei aici. Și am fost și noi să vedem ce găsim pe acolo. Și am găsit ceva super, super extra șmecher. Cam așa arată. O să vă arăt și ce e înăuntru. Ceva super tare șmecher. Așa mi se pare mie. E super, super șmecher. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Avem așa. Ia uitați, frații mei, aici. Un aparat foto. Cred că anii 85-90, ceva de genul. Mi-aduc aminte că aveam așa ceva acasă, dar model nou și modern, prin anii 2000, ceva de genul. Super tare. Haideți să vă arăt că e tot complet, dar nu știm încă dacă funcționează. Avem și obiectivul. Da? Haideți să-l montăm. Să vedem unde că avea un semn pe aici. Așa. Așa, bun. Să punem cutia deoparte. Ăla ce-l aveam eu prin anii 2000 avea deja blitzul incorporat, era modern. Era ceva mult mai modern ca asta. Că asta funcționează cu baterii. Băi, merge. Merge ăsta, bineînțeles, dar nu știm dacă merge și aparatul. Așa. Cred că așa se încarcă. Să-i dăm asta să iese poza clară. N-ai cum. Merge. Merge, e super șmecher. Am căutat ceva informații despre el pe Google, dar nu prea se găsesc. Am găsit doar că funcționează cu film de 35 mm. Vedeți? Cam așa. Mai multe nu știu despre el, abia aștept să ajung acasă să-i cumpăr. Am văzut că se găsesc filme pe, încă se găsesc filme pe net. Să-i cumpăr și să vedem cum scoate și dacă merge să facă poze. Eventual, apropo, dacă știți, dacă mai știți pe undeva pe unde se mai pot developa filme, vă rog să-mi spuneți și mie. Că vreau să fac niște poze cu el și să vedem cum vor ieși și cum vor arăta. O să arate retro oricum. Dar să vedem ce știa să facă aparatul ăsta la vremea lui. Foarte tare, foarte tare. Aici are un micuț defect. A avut o piesă aici care s-a rupt. N-am și mai mică idee pentru ce era. Nu știu. Avem și cureaua, avem tot, cutie, tot. Super tare. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat, lăsați și voi un like, un subscribe, un coment, ce vreți voi. Vă salut și pe altă dată.